Preasfinte Părinte, Împărate Ceresc, Cela ce ești Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, a cărui mărire nu se poate cuprinde și a cărui bunătate nu are hotar, îți înălțăm sufletele noastre cu umilință și speranță în această clipă de nevoie a noastră. Doamne, Tu care cunoști adâncurile inimii și tainele ce se ascund în ea, Tu care vezi lacrima ascunsă și dorul neștiut, ascultă această rugăciune nevrednică a robului Tău. Tu care ai spus, cereți și vi se va da, deschide-ne poarta împlinirilor cerești, ca orice dorință curată, născută din adâncul inimii și însoțită de credință, să găsească calea spre împlinire. Părinte al iubirii și al îndurării, Te rugăm, luminează-ne mintea, ca să dorim doar ceea ce este bine și curat în ochii Tăi. Ajută-ne să discernem între dorințele trecătoare și cele veșnice, între cele ce ne aduc bucurie de moment și cele ce ne înalță sufletele. Doamne, ajută-ne să ne dorim mântuirea mai presus de toate, să tindem spre sfințenie și desăvârșire, să căutăm pacea Ta și iubirea ce vine de la Tine. Învrednicește-ne, Doamne, să ne lăsăm în voia Ta, trăind în liniște, pace și sănătoși cu trupul și sufletul, fiind binecuvântați de Tine. Sfinte Părinte, în mâinile Tale ne punem dorințele, viața și sufletele noastre, știind că Tu vei face ceea ce este mai bine pentru noi. Ne predăm voii Tale, gata să acceptăm răspunsul Tău, fie el și altul decât cel așteptat de noi, căci știm că orice ne dai, ne dai cu dreptate și din dragoste. Așadar, ridicăm încă o dată ochii sufletelor noastre spre Tine și Te rugăm, ascultă această rugăciune a noastră și împlinește, după bogăția milostivirii Tale, dorințele curate ale inimilor noastre. Prin mijlocirea Fecioarei Maria, pe care cu slavă o preamărim, și a tuturor sfinților ce au mijlocit pentru poporul Tău din veacuri, Doamne, Tată Ceresc, împlinește-ne și ne binecuvintează pe noi, cei ce ne vom întoarce cu rugăciune sinceră spre Tine în ziua de mâine și în tot restul vieții noastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră.